Liberalii Romașcan s-au mutat în casă nouă într-una din clădirile recent renovate de pe strada Ștefan cel Mare. În prezența întregii echipe locale a PNL și a unui sobor de preoți a fost tăiată de către președintele organizației PNL Roman, Laurențiu Leureanu, și de către deputatul Mugur Cosmanciuc, președintele filialei județene, panglica inaugurală, după care a urmat o lungă ceremonie religioasă de sfințire a sediului și de binecuvântare a celor care vor munci în el. Să tăiem pacul, colegii au pus pacul că să începem sub semnul tricolorului, atunci e foarte bine. Vreau așa ca să nu fie mai lung. Nu, să nu fie nici peste mână, că nici aia nu-i bine. Se puțin, te rog? Da, da. Așa. Așa. Deci să mai tăiem câteva. Cu același prilej a fost lansată și echipa de consilieri local propusă de Partidul Național Liberal pentru Roman și Consiliul Ștețean. Vă aducem la cunoștință astăzi și lista de consilieri pe care noi o propunem romașcanilor. În această listă sunt oameni cu experiență, sunt oameni care au dovedit deja probitate morală, dar și competență profesională, au dovedit că știu și chiar au și făcut lucruri bune pentru comunitate. Sunt oameni politici cu veche experiență, sunt oameni noi în politică, care au venit alături de noi să construim împreună. Iar cu toții dorim să fim oameni politici destoinici, să nu ne transformăm niciodată în politruci. Să fim niște oameni care facem politică spre binele oamenilor. Dorim să fim oameni care să fim mereu cu auzul și cu simțurile celelalte ale noastre treze pentru nevoile populației, să ne implicăm cu toții și să facem ce e mai bine pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru Roman. Lista de consilieri locali a fost alcătuită în ordine alfabetică, pe aceasta intrând atât consilieri care au mai deținut unul sau mai multe mandate, cât și oameni noi care nu au mai făcut politică. Achiriloae Leonard, 43 de ani, economist, director financiar contabil la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Andrieș Bogdan Costinel, 36 de ani, inginer, administrator societate la SCABC UTSRL. Armanu Mihai, 66 de ani, profesor la Școala Mihai Eminescu din Roman. Bălan George, 42 de ani, inginer, director punct de lucru la SC Group Security. Beloiu Mircea, 62 de ani, inginer, manager la Secimita Rox SRL. Bețianu Vasile, 62 de ani, inginer, director de producție la SC Municipal Locato Serv ESA. Pe lista de viitori consilieri locali se mai regăsesc și alte nume cunoscute sau mai puțin cunoscute atrase în echipa liberală. Blăjuț Mihai, 54 de ani, specialist evaluator factor de risc la ArcelorMittal Steel, în prezent pensionat. Bolea Adrian, 39 de ani, profesor la Școala Vasile Alexandrii din Roman. Chelariu Liliana, 54 de ani, profesor la Școala Calistrat Hogaș din Roman. Curcudel Bogdan, 38 de ani, inginer, șef secție exploatare, compania județeană APASER. Diaconu Carmen Elena, 46 de ani, profesor la Liceul Program Sportiv din Roman. Farca și Petru, 60 de ani, inginer, manager de mentenanță la SC ArcelorMittal Steel. Fron Andrei, 32 de ani, economist, administrator de societate la SCADN Terp SRL. Ghica Constantin, 57 de ani, inginer, administrator de firmă la Roman Systems Management. Iacob Grațian, 35 de ani, jurist, avocat la cabinetul de avocatură Iacob Grațian. Iorga Roxana, 40 de ani, profesor la Școala Alexandru Ioan Cuza. Alături de președintele organizației, Laurențiu Leureanu, au venit și alte nume de liberali care doresc să facă parte din echipa sa. Subsemnatul, 50 de ani, profesor, mă cunoașteți deja, primar al municipiului Roman. Lupu Eusebiu, 37 de ani, economist, contabil, șef la SC Municipal Locato Serv SA. Micu Lucian Ovidiu, 40 de ani, jurist, viceprimar la primăria municipiului Roman. Moroșanu Dragoș, 31 de ani, inginer, specialist pe siguranța și securitatea muncii la TRV Airbag Systems. Păiuș Dana Lăcărioara, 40 de ani, profesor la Colegiul Tehnic Petru Poni.
Pascariu Lucian Ioan, 39 de ani, economist, director logistic la Maxim Logistic SRL. Proteanu Adrian, 52 de ani, inginer, șef serviciul la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Răileanu Eugen, 38 de ani, inginer, administrator de societate la Secerocna SRL. Scutaru Miluță, 66 de ani, economist, administrator societate la SC Scut Prod Prest. Suman Daniela, 51 de ani, profesor la Colegiul Național Roman Vodă. Toader Cristian, 44 de ani, inginer specialist în securitatea muncii, SC Cristian Consulting Company. Liderul județean al organizației PNL, deputatul Mugur Cosmanciuc, și-a exprimat încrederea că echipa de la Roman, care îl urmează pe edilul în funcție, Laurențiu Leureanu, este una în care romașcanii pot avea încredere și, fără discuție, echipa câștigătoare a alegerilor din 5 iunie. Am certitudinea, convingerea și cu tărie am încredere că ceea ce se întâmplă astăzi aici este o dovadă, în primul rând, că această echipă, cu respect, cu bun simț și cu încredere, pornește pe un drum care nu are decât un singur scop. Dezvoltarea și propășirea Romanului, dezvoltarea și propășirea județului Neamț și să-i ajute Bunul Dumnezeu să le dea înțelepciune, gânduri bune și putere de muncă, pentru că, după cum ați văzut, a reușit domnul primar să construiască aici o echipă în care am plătit tinerețea cu experiența, puterea de muncă, cu maturitatea și echilibru, și în acest fel am convingerea că pentru următorii 4 ani Partidul Național Liberal și romașcanii nu vor putea să spună decât mulțumim lui Dumnezeu că avem în fruntea noastră o astfel de echipă. Laurențiu Leureanu a dat asigurări tuturor colegilor de partid care fac parte din echipa sa că în perioada imediat următoare împreună îi vor convinge pe romașcani că ceea ce propun liberalii este o echipă formată din oameni competenți care îi vor sta alături ca și până acum în eforturile sale de finalizare a proiectelor de modernizare a Romanului și de demarare a altora noi.